Bun găsit, stimați suntem la ordinea de zi, uh, cu o burtieră mai originală asta seară, <laughs> dar, dar, suntem în, uh, uh, în nota emisiunii, încercăm să facem o emisiune mai, uh, mai, relaxată, în sensul că suntem înainte de sărbători. Bine, e săptămâna aceasta care poate a să zâmbim mai puțin, să ne gândim mai mult, dar o să încercăm să o transformăm cu multe bancuri Într-o poveste frumoasă, să uităm de politică, și de toate cele. O să începem cu una din glumele acestea la modă, având în vedere că suntem tot în problema asta cu Anafu și celelalte. Cineva întreabă pe altcineva, Știi că s-a închis grădina zoologică și tot el explica. Fiscu a găsit un leu în plus. Apropo de ce s-a întâmplat, uh, un altul. Soțul și soția români sunt pentru prima dată la un restaurant în Paris. Se apropie kenelul de ei, le dă meniu, totul în franceză. Și francofilii din noi încearcă să dea și comanda. Silvu ple, le carne, le paste, le cartofi, le paine, le vin. Vine chelnerul, le aduce exact tot ce au comandat. Soțul, mulțumit, îi zice soției. Vezi, draga mea, mă descurc bine cu franceza. Ai fi rămas flămândă fără mine. La care chelnerul, ați fi rămas flămânze amândoi dacă nu erau meu din botoșani. Deci, apropo de persoanele care merg la muncă în străinătate și îi găsești pe une, te aștepți și pe une nu te aștepți. Polițistul care cercetează un caz de sinucidere, o întreabă pe secretar. Drăguțo, nu știi de ce s-a aruncat șeful tău pe fereastră? N-am idee, dar era așa de drăguț și atent. Luna trecută mi-a cumpărat o blană, săptămâna trecută o mașină sport, iar azi dimineață un inel cu diamant. După aceea mi-a spus că vrea să se culce cu mine și m-a întrebat ce îi cer în schimb. Și ce i ai răspuns? că aici, la birou, lumea îmi dă de obicei 50 de euro. Deci, omul era îndrăgostit. Apropo, ce înseamnă căsătoria? Să ai trafic nelimitat la internet, dar să se deschidă doar un singur site. Hm. Într-o zi, într-un restaurant au intrat un leu și un iepure. Proprietarul a rămas uimit, neputându-și crede ochilor. În restaurant s-a așternut o tăcere mormântală și toți au început să privească pe noi clienți. Proprietarul s-a îndreptat spre ei și i-a întrebat. Ce ați dori să serviți? Eu aș dori o cafea, a spus iepurașul. Iar prietenul dumneavoastră? Iepurile râde. Credeți că dacă i-ar fi fost foame, am mai fi fost împreună aici? Da, interesant. o altă, o altă situație trei ruși, apropo de vecinii noștri de la răsărit, trei ruși intră într-un bar și comandă trei beri. Barmanul le aduce berile și așa cum era specificul localului, așează berile pe suporturi de pahare din carton. După câteva minute, rușii mai comandă un rând. Când barmanul le aduce berile, constată că suporturile nu mai erau. Supărat, nu le mai dă altele. Rușii indignați eslamă. Berile ca berile! Dar biscuiții unde sunt? Într-o piață, o băbuță vindea mărar. În fiecare dimineață, un tip cumpăra de la băbuță o legătură de mărar, plătea 50 de bani și o lăsa acolo. Într-o zi, plătește 50 de bani, vrea să plece, dar băbuța îi trage de, îl trage de mânică. Vrei, vrei să știi de ce cumpăr mereu și nu iau mărarul? Întreabă tipul. Nu, maică! dar de azi mărarul s-a făcut un leu. Apropo de alimentația publică, un bețiv la restaurant. Ospătar, am fost aseară aici. Desigur, domnule, ca de obicei, răspunde ospătarul. Și am cheltuit 200 de lei. Într-adevăr, ați băut strajnic de bani ăștia. Slavă domnului, am crezut că i-am pierdut. Uh o întrebare interesantă care poate se pune și prin alte părți. Auzi, cum de ți-a mărit ție șeful salariu cu 100 de lei? I-am spus că dacă nu mi-l mărește cu 100 de lei, o să le zic la toți că mi l-a mărit cu 500 de lei. <gângh> uh, <coughs> Trecem la o altă categorie. După trecerea doliului, un văduv se recăsătorește cu sora soției sale decedate. Chiar o iubești sau de ce te insura cu ea, întreabă un prieten? Păi, la vârsta mea nu puteam să mă obișnuiesc cu o soatră nouă. Da. Ce face un polițist care a câștigat un miliard la lot? Își cumpără o intersecție și se privatizează. N-ar fi de mirare în domeniul respectiv. Îngrijitorul se uită atent în gura crocodilului. Ce are, întreabă un vizitator? Încă nu știu. Medicul veterinar n-a mai ieșit de acolo de vreo jumătate de oră. Apropo de cei cu înclinații bahici, așa. Atunci când bei, important este să nu amesteci. În special soția cu amanta. Interesant, nu? Dintr-un cum acum să citim o frază. Momentan lucrez ca vânzător de aspiratoare, dar aspir la mai mult. 50% din hoții români sunt în străinătate. Și restul de 50% unde sunt? În guvern, ar spune unii. Când eram mic, ai mei s-au mutat de vreo 10 ori. Doar că eu am reușit să-i găsesc de fiecare dată. Draga mea, unde ești? Iubi, sunt în mașină, tramvaiul mă urmărește. Dragă, ieși de pe linia de tramvai și pornește GPS-ul. Te va ajuta să ajungi acasă. Nu pornește niciun GPS. M-am certat cu el azi dimineață. Probabil era o tipă blondă. Din curiozitățile lumii. Știați că ardelenii se reflectă în oglindă cu o întârziere de 5 minute? Normal. Um. Una din culmea culmilor din tot ce puteți să știți dumneavoastră. Mutu îi spune surdului că orbu se uită la ei. Sau culmea agriculturii. Să ar calea victoriei cu boii din guvern. Care e diferența? dintre șoc și plăcere. Plăcerea e pe moment, șocul vine după 9 luni. Culmea căsătorii, să ceri mâna fetei și să primești piciorul tatălui. Culmea sportului, să fuști de unul singur și să fii clasat pe locul doi. Culmea cruzimii, să bați un cățel de usturoi, iar el să te muște culmea yoga, să stragi un cap în gură. Dar culmea cu tremul știți care <hî>, S-ar putea chiar să întâlnim foarte în curând, dacă se mențin previziunile. Să urci cu liftul și să cobori cu apartamentul. Culmea politeții. Să stai în picioare într-un autobuz gol. Uh, apropo de ce Spun și profesorii aceștia de modă nou uh, din învățământul românesc: Am plămânii în laborator. O să-i aduc data viitoare să-i vedeți și voi. Absolut uh, autentic. Se întâmpla asta înainte de 1989 -un, uh, la un liceu din București zăpadă multă în București, profesorul, dirigintele scoate copiii să dea zăpada la o parte. Și face și un, face și o împărțire. Atenție! Băieții să facă strada, iar fetele trotuarul. Ne întoarcem la alimentația publică, că știți, este, ea este dătătoare de foarte multe momente unele plăcute, altele mai puțin plăcute din, pe, din perspectiva consumatorului. Chelner, mi-ai servit o găină bătrână. De unde știți că era bătrână? După dinți. Dar găina n-are dinți. Ea nu, dar eu aveam. Uh, apropo de culmi să strigi lumina și să ajungi înaintea ei în pat. Sau culmea prostiei, să stingi un bec și să aprinzi un chibrit să vezi dacă s-a stins becul. Și tot vorbeam de profesori, poate avem și din ăștia, culmea amabilității. Să-și ceară scuze proful care te-a prins copiind. La cum evoluează lucrurile în învățământ și tot mai puțin elevi și nevoia de, să zicem, de ocupanța băncilor din fața, deci dintr-o clasă, s-ar putea să vedem și această situație în care să-și profesorul scuze că a prins copiii în elev. Apropo de zicala veche, știți că pe vremea lui Ceaușescu se spunea cine fură azi un mâine va, va fura mai multe sau va, mâine va fura un bou. S-a schimbat această zicală și acum este cine, a, cine fură azi un nou și se lasă prins e bou. Apropo cu tot de pe vremea lui Ceașcă, cum se spune, de pe vremea împușcatului, era aceea, cine e harni și muncește are tot ce vrea. Așa era pe vremea auceaușescu. Acum, Cinei i harni și muncește Ori e prost Ori nu gândește Și dacă vedem ce se întâmplă la televizor Și ce s-a întâmplat în țara asta Ca să ai de toate nu, nu, Deci oricum averile nu se fac cu muncă uh, Bine sunt uh, Proful de fizică Le spune elevilor Deci domnilor nu înțeleg ce nu înțelegeți și asta mă face să încerc să înțeleg ceea ce voi nu înțelegeți, și să vă fac și pe voi să înțelegeți ceea ce nu înțelegeți. Vă e clar? Deci, în Nu înțeleg ce nu înțelegeți, și asta mă face să încerc să înțeleg ceea ce voi nu înțelegeți. Și să vă fac și pe voi să înțelegeți ceea ce nu înțelegeți. Vă e clar? Nu ne e. Apropo, profesor în fața clasei, voi sunteți 29 de cretini, eu sunt singur. Tot un profesor le spune la copil, îi, spune, îi explică unui copil, pune mâna și gândește. Oarecum. Al profesor. M-am uitat de câteva ori spre voi, dar nu se aude. Știți că tot elevii de modă nouă au preocupări savante, de exemplu. Suma triunghiilor unui triunghi e de 180 de grade, scriu unii prin examene. Și apropo de perle, știți că vedem tot felul după fiecare sesiune de examen: că e evaluare națională, că e BAC, că e titularizare. Găsim, se găsesc perle. Chiar și la profesor la titularizare se mai găsesc perle, dar cu siguranță la elevi ele sunt delicioase. Bine, am eu convingerea că multe sunt create, sunt puse în acel context, deci nu cred că avem numai copii retardați, pentru că după cum reiese din acele știri care le dau din agenții ziare, dacă ar scrie toți așa, toți ar fi un mini carageale. Dar, haideți să spicuim câteva din ultimii ani pe care le-am găsit și noi deci perle din lucrările elevilor. Ștefan cel Mare avea o soție cu minte, care sta la palat și l-aștepta ca să, ca să pună masă. Napoleon putea să dicteze mai multe scrisori deodată și de aceea s-a făcut dictator. Răscoala de la Bobâln a început pe un deal și s-a terminat în 1709. Războiul de 100 de ani a durat ceva mai mult. Cele șapte minuni ale lumii au fost un stâlp, o grădină și altele distruse mai toate de cutremure și ploi. O rezolvasă. Oastea lui Sobieschi mergea greu pentru că drumul nu era asfaltat. În luptele de la Plevna, românii au fost tari și cu piepturi de oțel inoxidabil. Mai veți mai mult de atât? Uh apropo tot cu profesore și cu fazele comice de ce se întâmplă la catedră, acolo unde se fac și multe lucruri bune, dar poate se fac și unele mai puțin bune. Profesoara. Cine se crede prost să se ridice în picioare? La care un elev s-a ridicat. Profesoara. Măi, tu chiar ești prost? Elevul. Nu, dar mi-a fost bine să vă las doar pe dumneavoastră în picioare. Și încă una, apropo de culmea dinionului. Să faci pe prostul și să rămâi așa. Uh, un, un ascultător sună la Radio Erevan. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Am găsit un portofel. Care conține 15.000 de dolari și un buletin de identitate pe numele Gerasim Mihai. Așa și. Păi, aș vrea să-i ofer o dedicație muzicală. Cu 15.000 de, 15 de dolari. Colme. Uh, apropo, dumneavoastră știți uh, care e diferența între vină și păcat? e puțin, să spunem așa, dar e cu perdea până la urmă. E o vină să te culci cu, nev să te culci cu nevasta altuia, dar e păcat să ratezi ocazia. Uh, trecând uh, mai departe, haideți să vă mai spunem și altele, avem, uh, și să știți că și internetul e plin, dacă stați să căutați, găsiți foarte multe bancuri, unele chiar foarte noi, unele adaptate, unele nemuritoare, că au fost au, au fost puse, adaptate la perioada respectivă. După primul zbor, în afara dulapului, molia mică este întrebată de mama sa. Ei, cum a fost? Bine, lumea se bucura de mine, toți aplaudau. Reporterul către un tânăr parlamentar. Deci, posibil să se întâmple și în ziua de astăzi, sau poate chiar s-a întâmplat. Și ce a fost înainte de a fi om politic? Păi ce să fiu? Băiat politic. O întrebare poate v-a spus-o și dumneavoastră. De ce poartă medicii chirurgi mănuși? Ca să nu lase urme. Culmea onestității. Să joace la lotul directorul loteriei române. Bine, ăsta până acum a fost un grec, știți așa că putea să joace sau oia sunt mai onești decât noi, nu se știe. Uh, îmi place Facebook-ul. Am expediat o mie de mărțișoare cu 0 lei. Au făcut-o acum de 1 o martie foarte mulți dintre, dintre noi. Chinezii au câștigat o grămadă de medalii la Jocurile Olimpice nici nu-i de mirare, dacă stai să te gândești că ei au fabricat toate echipamentele. Mireasa către soară. Cum să-mi păstrez verigheta curată? În moaia de trei ori pe zi, în apă de spălat, vase. Uh, apropo de, de elevi, v-am dat câteva perle la elevii români. Haideți să vedem ce știu de prin Statele Unite. Știți că ea sunt chiar doctorele, vii de la ei. Sunt mult mai bine pregătiți decât ai noștri. Ia, ia, ascultați, tot din istorie. Strămoșii egiptenilor au fost mumiile. Piramidele creează lanțul munților dintre Spania și Franța. David a luptat cu filateriștii. Magna. Carta a garantat tuturor că pentru același păcat nimeni nu va fi spânzurat de două ori. Gutenberg a descoperit Biblia, nu tiparul. Luther a fost bătut în cuie pe ușa bisericii din Wittenberg. sau Wittenberg. Uh, apropo de acest lucru, era vorba de acele acte care le-a scos el. Shakespeare a trăit în Windsor împreună cu neveste vesele și a stis trage, trage, tragedii, comedii și erori. America a fost găsită în perioada renașterii. George Washington s-a căsătorit cu, cu Maria Curtis și astfel a devenit părintele poporului. Mama lui Lincoln a murit la vârsta copilăriei și Lincoln s-a născut într-o căsuță de lemn pe care a ridicat-o cu mâinile sale. Interesant. Uh, mai departe. Nevastă. A fost de curând uh, întâmplarea, nu? Nevastă. Știi, să, știi că se apropie o martie, nu? O... -o? Dar cum dai de ai devenit așa romantic? Păi nu joacă steaua cu Chelsea? Apropo, de procurorii DNA acum, că au intrat și ei în folclor, nu? Cum se alintă procurorii DNA la telefon? Închide-l tu! Ei, închide-l tu! Uh, el Faci și faci ceva de mâncare? Ea. Poate să fie nou. El. Poți să zici nu și fără amenințări. De bucurie că 1 și o martie ca duminică, bărbații își oferă unii altora flori și mici cadouri. Așa a fost anul acesta. Imediat după terminarea filmului, o femeie îi zărește soțul cu două rânduri mai în față și îi strigă. Auzi, nesimțitule, aici ești în timp ce eu sunt la mama să fac zacuscă? <laughs> da. Un anunț. De vânzare, roche de mireasă, frumoasă, fără mâneci, albă, mărimea 46, voalul inclus, purtat o singură dată, din greșeală. Dragul meu, ce ar fi să ne cumpărăm o mașină? Am vedea și noi lumea. Care? Asta sau cealaltă? Un scoțian la, comandă la, restaurant un șnițel. Gândindu-se să oprească jumătate de șnițel pentru cine îi spune chelnerului. Te rog să-mi împachetezi bucata asta. Am să o duc acasă pisicuței mele. După puțin timp, ospătarul se întoarce cu pachetelul. Cred că pisicuța dumneavoastră va fi foarte fericită, domnule. Am pus lângă șnițel și un șoarece mort. Un tip proaspăt căsătorit își salvează numărul soției în mobilul său, viața mea. După un an de la mariaj, l-a schimbat în nevastă. După cinci ani de la mariaj, acasă. După zece ani, Hitler. După aniversarea căsătoriei de argint, Număr greșit. Deci, încă o dată. Deci, după un an de mariaj. Pardon. Deci, când s-a căsătorit, viața mea, în telefon, soția. După un an, nevastă. După cinci, acasă. După zece, Hitler. Și după aniversarea căsătoriei de agent, număr greșit. Interesant. Am avut o discuție aprinsă cu soțul meu și acum el nu mai fumează, nu mai bea și nu mai merge la alte femei. Stă liniștit în camera de reanimare. Desigur, sunt și alte bancuri. Acum trebuie să facem și cu judecător, nu? Am vorbit de DNA, de să vorbim și de justiție. Judecătorul. De ce i-ați dat soțului cu telecomanda în cap? Pentru că televizorul era prea greu. Ce i-a spus vei vei când au avut prima ceartă? Ai noroc că nu poți să te trimi la măta. Începând de azi, eu voi face în locul dumneavoastră cel mai periculoase, îi spune cascadorul actorului. Perfect atunci du-te acasă la mine și spunei i soției că în seara asta vin foarte târziu. De Sfântul Valentin la o florărie. Aveți felicitări pe care se scrie ești unica mea iubire? Da. Dați-mi cinci bucăți. Soțul se întoarce de la vânătoare. Ei cum a fost vânătoarea, dragul meu? De acum o lună nu o să mai cumpărăm carne. Ai împușcat un cerb? Nu, am băut tot salariul. Ștefan cel Mare, după o luptă. Bă, care a băut aseară înainte de bătălie un pas în față? Tremură tot și numai vreo trei ies în față. Bine, voi lasă pa tranșee, restul hai să ne dregem. O să-l să numesc smartphone în ziua în care o să strig unde dracu mie telefonul și el o să răspundă sunt aici sub jack. O pacientă îi spune dentistului său. Doctore, nu o să mă doară, mor de frică. Cred că decât să-mi scot o măsea, mai bine fac un copil. N-am nimic împotrivă, schimbăm planul, dar hotărâți-vă ca să știu cum să pun scaunul. Am o prietenă care a început să facă haltere ca să întinerească. Și acum pare mai tânără. Într-adevăr, acum nu mai pare ca o femeie de 40 de ani, ci ca un bărbat de 35. O tipă se întâlnește cu prietena ei care plimba un copil în cărucior. Vai ce copil frumos! Ce bine seamănă cu soțul tău! Vorbe serios? Că ăsta-i copilul vecinei mele! <laughs> Unei doamne în vârstă i s-a propus pentru prima dată să încerce berea. Savurând băutura, ea a fost surprinsă. Ciudat! Gustul ei mi-amintește de medicamentul pe care soțul meu l-a luat în ultimii 20 de ani. <laughs> Cum se numește bagheta aceea care îi face pe bărba să dispară? Testul de sarcină. Este posibil ca prostia să fie motivul divorțului? Este posibil, dar de cele mai multe ori prostia este motivul căsătoriei. Cine a introdus acupunctura în țara noastră? Ia gândiți-vă. Vlațe, pești, bineînțeles. Tată, de ce avem atât de multă vot că la nuntă? Tu la mireasă te-ai uitat? Un medic de dispensare are o solicitare de la un bolnav prins cu problemele altor polnavi și aduce aminte abia seara, caută adresa, ia trusa și pleacă. În fața porții nevasta bolnavului cu o lumânare aprinsă în mână. Doctorul speriat. Regret enorm, dar... Tipa zice. Lăsați, haideți în casă cu mine, că s-a luat curentul. <laughs> Doi scoțieni în pariu. Cine vă pune... Cine va pune mai puțin în cutia milii la biserică. Și iată că se apropie de cutia pentru bani. Primul pune o monedă de un penny și privește triumfător spre celălalt. Acesta spune cal, Pentru amândoi. Un bărbat în vârstă vrea să cumpere un prezervativ. De care doriți? Verde, blue, roz, cu aromă de banane, cu aromă de portocale? Cu armătură nu aveți. Um, apropo de bancuri. Patru prieteni jucau poker. Pe masă țigări, telefoane mobile, strumiere pline, etc. La un moment dat sună un telefon. Unul dintre ei răspunde. Da, bine, dragă, cu niște prieteni. Ce spui? O blană? 2000 de dolari? Dar nu-i cam mult. E naturală? Bine, cumpăr. Închide telefonul, mai joacă ce mai joacă, sună din nou. Răspunde. Da? Nu ți-am zis. Cu niște prieteni. Ți-ai găsit mașină? Cât costă? 20 de dolari? Dar nu-i cam mult. A, e nouă. Scaune de piele. Full option. Bine, dragă, cumpăr. Închide telefonul și se apucă din nou de jucat. Peste câteva zeci de minute sună din nou. Răspunde. Da, ți-am mai zis. Cu niște prieteni. A venit omul cu casa? Ce casă? Ce om? A, agentul. Cât costă? 500 de mii de dolari? Dar nu-i cam mult. A, are 20 de camere. Op, băi! Doar ne mutăm. Bine, bine, cumpăr -o. Pa! Închide telefonul, după care îl aruncă pe masă și zice. Al cui dracu e telefonul ăsta că a început să mă enerveze? Bun. La o mare reuniune de doctori, organizatorul îi pune pe fiecare să le povestească cea mai mare invenția lor. În final ajung un doctor din România și unul din Ungaria. Începe ungurul. Eu i-am pus lui maica mea un ochi de sticlă. După câteva zile a început să vadă cu el și de atunci a rămas cu acel ochi până în ziua de azi. Românul. Eu i-am pus unui pacient o tije în loc de dege la picior și după câteva zile a reușit chiar să facă performanță sportivă, a alergat la maraton, la care unguru. Bă, cine a mai văzut așa ceva? Românul, măta, cu ochiul ei de sticlă. George Bush, Michael Jordan, Papa Ion, Paul al ii și un elev călătoresc cu avionul. Dintr-o dată pilotul anunță că motorul s-a defectat și că va trebui să sară cu parașuta. Problema este că există doar trei parașute pentru pasageri. Michael Jordan spune, eu sunt un basketbalist celebru și echipa are mare nevoie de mine. Își iau o parașută și sare. George Bush spune, eu sunt cel mai deștept președinte pe care l-a avut vreodată Statele Unite. Eu am nevoie de o parașută și sare. Papa Ion Paul al II-lea spune către elev, eu sunt bătrân, poți să iei tu parașuta, salvează-ți viața. Elevul spune că nu este nevoie pentru că mai este și o, este o parașută rămasă și pentru el. Papa, nu se poate, nu erau numai patru. Elevul, ba da, dar președintele Americii a sărit cu ghiozdanul meu. Apropo de un alt președinte al Americii, Bill Clinton, care știți, e și bolnav, o să ajungă și el pe lumea cealaltă și se pare că va ajunge în iad, dacă ne luăm după această glumă. Ca a fost șef de stat, Lucifer îi oferă șansa să-și aleagă singur o pedeapsă. Astfel începe să viziteze camerele de tortură. În prima cameră era Hitler, legat de un stâlp, iar diavolii aruncau pe el acid sulfuric. Clinton spune că nu-i convine această pedeapsă pentru că e prea crudă. Lucifer îi mai dă o șansă. În a doua cameră era Mao, într-un cazan mare cu zmoală. Normal, refuză și această pedeapsă. Mai are o șansă. În a treia cameră Kenneth Starr, procurorul care a închetat cazul Monica Leunschi, pentru cine nu știe, era legat de mâini și picioare, iar Monica în genunchi... În fine, Clinton foarte fericit spune, da, normal, astfel de pedeapsă îmi doresc, Lucifer, Monica, ești liberă. Deci asta era pedeapsa. Mai decoltat de data aceasta... Uh... Vine într-o zi un bărbat la spitalul de nebuni. Ajunge la doctor și îi spune, am înnebunit. Când? întreabă doctorul. Păi să vă povestesc. Um... Păi să vă povestesc. Eram la vecina mea, când, deodată, se aude ușa, era ei. Am sărit repede amândoi din pat și căutam un loc unde să mă ascund. Am zis că în baie nu, în dulap nu, supa nu, pentru că m-ar găsi. Așa că am ieșit pe geam și mă țineam cu mâinile de pervas. Soțul vecinei mă caută disperat în baie, în dulap, supat și nu găsește nimic. Se îndreaptă spre geam și se uită în prejur și când se uită în jos, mă vede. A început să mă calce cu picioarele pe mâini. Și a înnebunit? Nu, a adus o oală cu apă fierbinte și mi-a turnat-o peste mâini. Și a înnebunit? Nu, a adus bormașina și a început să îngăurească mâinile. Și-ai înnebunit? Nu. La un moment dat, m-am uitat în jos. Și-ai înnebunit când ai văzut la ce înălțime ești? Nu. Am înnebunit pentru că eram la parter. Uh, apropo de un arab cutură covorul la etajul 4 și un întrecător îl întreabă, ce are? Nu pornește? Ce spun diferite femei din diferite țări când sunt prinse în flagrant delict, adică într-o relație amoroasă cu adulteră? Englezoica. John tu ești un gentleman, așa că închide ușa pe din afară. Franțuzoica. Jean, ce e al tău e pus deoparte? Unguraica. Ianuș, tu crezi ce vezi sau crezi ce spun eu? Românca. Ioane, nu mai în cap nu da. Culmea ironiei. Să fii un singur bărbat într-o lume plină de femei și el să fie homosexual. Culmea notului, cu o mână în noți și cu alta dai din picioare. Haideți să vedem cum, cum te poți angaja la FBI. Interviu de angajare la FBI, deci. Candidații trebuie să treacă un test. Li se dă un pistol cu gloanțe oarbe, bineînțeles, ei nu știu că soarbe, și sunt trimiși în camera alăturată ca să-și omoare nevasta. Primul solicitant vine, ezită, până la urmă ia pistolul, intră în cameră, dar până la urmă se răzgândește și nu trage. Al doilea ia pistolul, intră în cameră, trage un glonte și renunță. Vine al treilea, ia pistolul, intră în cameră, din cameră se aud împușcături, după care troznete, trânteli, mă rog, zgomote de fond. După un sfert de oră, este ăsta este triumfă și zice. Un cretin a pus gloanțe oarbe în pistol și a trebuit să o omor cu scaunul. Da. Da. Culmile, culmile geografiei. Uh, nu? Uh, la porțile Paradisului se întâlnesc doi, bă, doi bărbați. De ce ai murit? Am murit de fric, dar tu? Am murit de fericire. Adică. M-a sunat cineva spunând că la mine acasă era un bărbat în pat cu soția mea. Am ajuns acasă, l-am căutat și nu l-am găsit nici în dulap, nici în grădină. Nu l-am găsit și am murit de fericire. Bre, de ce nu te-ai uitat în frigider? Mărturisesc că n-am înțeles-o nicio. În armată. Comandantul. Aseară o mână criminală a spart juveta cu piciorul. Interesant, nu? La vamă, la vamă ajunge și Badea Gheorghe cu căruța plină de butoaie, mai, mai mult. Vameșul întreabă ce are în butoaie. Badea îi răspunde simplu, apă. Nu se poate, nu te cred. Tu ascunzi ceva, Bade? Nu, pe cuvântul meu, zice badea. Am să gust din fiecare butoi. Așa și făcu. După degustare, vameșu își dă seama că badea are într-adevăr apă în butoaie. Bade, ai dreptate, ce să mai... Ești liber să pleci, dar poți să-mi spui de ce, de ce duci tu apă peste graniță? Păi, la noi în sat e un obicei. După ce speli mortu, să duci apa cât mai departe. Un român avea un vecin arab. Într-o dimineață plângea românul de mama focului. Arabul îl întreabă. De ce plângi, mă? Mi-a murit capra. Lasă-mă, uite, dau la tine bani, ei altă capră. Zi și făcut. A doua zi plângea românul și mai tare. Acum de ce mai plângi? Păi, dacă nu murea capra, acum nu aveam două. Românul organizator, ca de obicei, sau să profite de situație. Uh, la un restaurant, o mamă stă la masă cu copilașul de 10 ani. Copilul se joacă, prostește cu o monedă de 10 bani, o bagă în gură și la un moment dat o înghite din greșeală. Începe să tușească și se pare că se asfixiază. Mama strigă după ajutor, în timp ce copilul începe să se învinețească. De la o masă vecină sare un domn, îi trage copilului pantalonii jos și strânge tare și lovește tare peste fund. Copilul urlă de durere și scuipă moneda din gât. Mama e uluită și după câteva minute își revine din spaimă și, grătuită de emoții, îi mulțumește domnului. Uh, ați fost extraordinar. Credeam că o să moare copilul. Sunteți medic? Nu, doamnă. Lucrez la fisc. Ce iubirea omul de neardertal, pardon, o întreabă pe femeia lui. Uh, Faci dragoste cu mine? Nu. De ce? Nu am chef. Iar omul o bătă și îi dă una zdravână peste cap. Acum faci? Nu. Mă doare capul. De care era motiv. Uh, apropo de judecătorești, de problemele din justiție. Judecătorul anunță suspectul că este achitat. Ce înseamnă asta, întreabă suspectul? Înseamnă că sunteți liberi, nu există probe că dumneavoastră ați furat din bancă. Foarte tare! Deci banii poți să-i păstrezi? Iată o recomandare de la o, cam, o companie aviatică pentru clienții ei. Zburați cu avioanele noastre! Grăbiți-vă! Au mai rămas câteva! Deci restul erau deja la pământ. Luna de miere. Soț, citește ziarul în sufragerie. La un moment dat simte un miros puternic de ars. Iubito! Gătești sau calci? O altă, un alt banc. Îmi place modul în care acest suc de portocale adaugă vitamine și calciu pentru vodka mea. Doctore, am nevoie de un preparat eficient pentru slăbit. Nici o problemă. Vă prestiu cărbune. În praf sau în pastile? În saci. O să descărcați vagoane. În fața mea, un elefant. În spatele meu, un leu. Mie nu-mi e frică. Nu crezi că ai o vârstă la care nu se mai potrivește să te dai în carusel? Gândul unui psihiatru. Nu există oameni sănătoși. Există numai neconsultați. Tatăl controlează caietul feciorului mai mic. De ce stii cârligele astea așa de neregulat? Astea nu sunt cârlige, sunt integrale. Deci vă dați seama că se pricepea tatăl. Din București, un chinez se întoarce în China, acasă, și este întrebat. Cum e în București? Foarte bine, Oameni puțini, me, metrou aproape tot timpul gol. Bine, fa față de cei în China, bineînțeles. Înainte aveam o viață foarte activă. Jucam tenis, fotbal, biliard și participam la raliuri, dar totul s-a terminat când mi s-a stricat calculatorul. Tat tatăl controlează caietul feciorului mai mic. E, nu, cred că am mai, am mai, spus o dată asta. Somnul previne îmbătrânirea, nu, mai, ales cel de la, mai ales cel la volan. Deci încă somnul previne îmbătrânirea, mai ales cel la volan. Că se moare de tânăr, bineînțeles. Ajunge Ardeleanul în gară și întreabă la informații. O pleca trinul de Cluj, da. De când? De trei minute. No. N-am întârziat mult. Viteza luminii este mai mare decât cea a sunetului. De aceea unii par strălucitori înainte să-i auzi vorbind. Un algerian cu o barbă mare este așezat alături de un francez, francez foarte occidental într-un avion Paris-Alger. După decolare, stewardeza începe să servească băuturi pasagerilor. Francezul cere o cupă de șampanie. După ce l-a servit, stewardeza îl întreabă pe musulman dacă vrea și luna. Răspunsul acestuia a foarte ofensat. Prefer să fiu răpit decât să pun o picătură de alcool și să, decât gura mea să ating o picătură de alcool. Francezul necându-se dă repede înapoi cupa lui de șampanie, este spunând, și eu prefer. Mergem mai departe. A rămas foarte puțin uh, timp din această emisiune. Uh. Pe bune, acum nu vreau să mă laud, dar ultima oară după ce m-am bătut, tipul a avut trei din scoși și două coaste rupte. Asta după ce salvarea care mă ducea pe mine a dat cu spatele și nu l-a observat. ce scurtă e viața. Făt frumos creștea într-o zi cât alții în 10 ani și într-o săptămână a murit. Din greșelile tinereții nu înveți, cu ele te însori. Un vânzător ambulant apare la ușă. Deschide copilașul cu sticla de whisky în mână și țigara în gură. Vânzătorul întreabă cam militat. Pot vorbi cu părinții tăi? Copilul. Dar ce, ți se pare că sunt acasă? Ești în stare de ceva? Da, în stare de ebrietate. Incidente la ultimul meci al rapidului. Jucătorii s-au bătut care să ia moneda aruncată de arbitru. Dacă prietenele au uitat de tine, pune status pe Facebook. M-am îndrăgostit de soțul de soțul prietenei mele. Și o să te caut de toate. Cum se numește emisiunea Dansez pentru tine în Moldova? Mă bății pentru matalii. pe Transfăgărășan urcă o mașină în marșarier. Un polițist îi întreabă. De ce urcați pe traseu ăsta atât de periculos cu spatele? Ne-am gândit că dacă sus nu găsim un loc de întors, vom putea veni la coborâre cu fața. După un timp, mașina coboară Transfăgărășanul tot în marșarier. Și acum de ce coborâți Transfăgărășanul cu spatele? Am găsit loc de întors. De ce vrea soțul tău să divorțeze? Din greșeală. I-am pregătit fulgi de săpun în loc de fulgi de porumb, la micul dejun. Groaznic. Și a fost furios? Furios! A făcut spume la gură. Bine, ar mai fi destul altele. Colegii din regie îmi spun că am cam depășit timpul. Poate unele au fost mai decoltate decât trebuie, dar, uh, cum vă spuneam, unele acolo este farme cu lor. Uh, Mulțumim pentru atenție, ne întâlnim după sărbătorile pascale, bineînțeles. Au mai spus și alții că ne întâlnim, știți, vin, vineri a spus că se întâlnește luni și între timp n-a mai fost emisiunea în trilă. Dar noi sperăm să ne întâlnim săptămâna viitoare. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!